Revelionul în stradă la Pașcane a început timid și cu piațeta aproape goală. Spectatorii au început să se adune aproape de miezul nopții, în așteptarea artificiilor. Până atunci au încercat să anime atmosfera artiști de muzică populară precum Cristinel, Iordăchioaia, Beatrice Duca, cea care a fost și prezentatoarea evenimentului, și fetele din trupa Chihlimbar. Dragii mei, vom porni spectacolul cu momente de folclor, care o să vă încălzească și o să vă trezească cheful de distracție. Și mi-a dat la pârtină, a juca șachiluile. Când îi vorba de jucat, măi, șararai, rai, ram, diri, diri, ram. Azi mă cânt cu drag și dur, ora moldovenilor, ora moldovenilor, mă. Ce-o jucăm toți prinși de mână, ca florile, ca florile în cunună. De la Iași la Chișinău, joacă hora neamul meu, joacă hora neamul meu, măi. Anul care vine să vă aducă sănătate, să vă aducă împlinire, să fiți alături de cei dragi, pentru că ăsta este cel mai important lucru. Noi vă dorim toate cele bune și am vrea așa să încingem o horă mare, mare și frumoasă, să ne prindă noul an cu bucurie, pentru că așa se zice, cum ne prinde noul an, așa o să ținem tot restul anului. Hai, maestre, cu muzica! Mândruțele joacă, joacă, că se uită lumea toată! Bine, bine! Aproape de numărătoarea inversă, pășcănenii au ieșit în număr mare în piațeta din fața primăriei, estimându-se a fi prezenți în total circa 1500 de persoane. Din partea autorităților locale, pe scenă a fost prezent doar viceprimarul municipiului Cristian Rățoi. Mulțumim pentru toată nebunia pe care ați făcut-o în seara asta aici, domnul vice, și întotdeauna, că știu că face spectacole foarte frumoase. Bună seara, oameni buni! Mă bucur că ne întâlnim exact la sfârșitul anului, la ultima activitate din acest an organizată de primărie, iar în numele Consiliului Local și a Primăriei Pașcani vă doresc în noul an multă sănătate și cu ajutorul lui Dumnezeu cât mai multe împliniri în viitor. La mulți ani! Mulțumim frumos, domnul viceprimar Cristi Rățoi. Să știți că de fiecare dată domnul vice este foarte, 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 foarte emoționat. La miezul nopții, toți cei prezenți la spectacol au urmărit focul de artificii și au strigat cu toții la mulți ani. La mulți ani, Pașcani! Haideți să urmărim cel mai frumos foc de artificii care a fost pregătit pentru dumneavoastră din partea primăriei Pașcani. BIT TV a transmis live spectacolul de Revelion pe canalul de YouTube și pe Facebook.